Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au vizitat peste 1800 de operatori economici în cadrul operațiunii Venus. Aceasta s-a desfășurat în perioada 28 februarie-13 martie la nivel național și au aplicat amenzi în valoare de peste 8 milioane de lei. 1871 de florării, saloane de înfrumusețare și localuri au fost verificate de inspectorii antifraudă în timpul operațiunii Venus și au fost constatate abateri pentru sancționarea cărora au stabilit obligații fiscale în valoare de 8,10 milioane de lei. Inspectorii antifraudă fiscală au monitorizat volumul crescut al activității comerciale specifice perioadei 1-8 martie și au verificat activitatea comercială a 840 de firme specializate în comerțul cu flori și plante ornamentale, a 451 firme prestatoare de servicii de înfrumusețare și a 563 de restaurante, cluburi și baruri. Inspectorii antifraudă au constatat contravenții pentru care au dispus amenzi în valoare totală de 7,64 milioane de lei, confiscări de bunuri și numerar în valoare de 453.056 lei și suspendarea activității a 24 de puncte de lucru. Se arată în comunicatul ANAF în scopul descoperirii și recuperării prejudicilor cauzate bugetului de stat, cât și respectarea obligației de a înregistra veniturile prin intermediul casei de marcat în zonele cu risc ridicat și grad redus de conformare, vor continua acțiunile de control inopinat potrivit ANAF.